Marius? Salut, Cristi! Te salut, Serus! Poți să rămâi acolo, pe loc, așa? Super! Pare bine că ai ajuns pe la mine. Îți mulțumesc tare frumos de invitație. Eu trebuia să ajung de mult timp la tine, că am vorbit noi acum vreo lună. Rezolvăm, nu-i problemă, niciodată nu-i târziu. Da, și no, eu îmi cer scuze că am ajuns așa. Din câte am înțeles, a fost la expoziția de cai de la... Da, am fost. Ia uzi la el, mă. Mută din partea asta să văd cum vin cai. Așa. Așa? Așa. Super. Aici îți prezint o iapă de 8 ani. Iapa voastră. Da. Aici caii familiei voastre, cum se zice. Da. O iapă de 8 ani, nu știu. Ardenesc, românesc. No, asta nu știu, că am cumpărat anul ăsta. Fii atent, aici e un cal, o iapă ce dacă o pui la căruță, te poți duce oriunde cu ea. Normal. Are și mânză. Cu mânza, cu mânză acolo. Cu tot ai achiziționat. Ăsta n-are, nu-i mai că ăsta nu e aici. Unde e? Ăsta e în pensiune numai la noi. Aha. No. Am înțeles. L-a dus cineva de aici, no. Și până la iarnă rămâne aici cu caii noștri. Super. Și să ținte bine, știi? Aici vine mânză grozavă, imediat, să vezi. Hai. Ce nume are iapa care o ții acum de asta? Cum? Tița. Tița? Tița. Dă-te mai așa că să vedem. Ia fii atent cum vine. Le pun aici, Cristi. E, le pui la fiecare. Jos, ca așa nu... Să aibă parte tăți, așa -i? Normal. Da, mă, o să... poate să mânceți acolo. Bineînțeles. Nu să pradă. Nu. Așa o să mănânce tăți. Aha, poți să iei lesa la asta dacă... Cum? Ha? Dacă iei lesa, să ducem? Ha? Pe aia la altă trebuie să mă duc să o dezleg, că e legată, pentru că e un pic prăpădită. Aha, face șmecherii. Face șmecherii și primit o pedeapsă. Nu e vorba de pedeapsă, e vorba ca să nu fac alte șmecherii. Ea, ce ne poți spune despre ea? Ea e mânza de la Tița. O mânză, ieri o făcut în 5 luni de zile. Fii atent, ascultă-mă, cu ce almă s-ar fost? Asta e montată cu tatăl său ăsta, prințul lui Miluț de Nicolor, domnul Miluț. Fii atent ce frumos e. Asta a făcut ieri 5 luni de zile. Ha? Da. Astăzi o făcut 5 luni? Ieri. Ieri? Da. Frumoasă. Acolo în spate mai avem încă... Du-te-a-do pe aia la altă. Astea nu se mai mișcă dacă nu se mai mișcă. Le puse în care nu? La aia trebuie să mă duc să iau doar pedeapsa. Op. Dragilor, nu încăpeți, sunteți prea grași.
Marius, pe ăla mic nu-l prea tolerează. Nu-l tolerează pentru că e străin aici. De cât timp e aici? De vreo două luni zile. Și apoi nu l-o primiți în clan încă? L-o primit, da. Încă nu îl suport așa. Să vezi cum l-a dus prima dată, săracul. Nu se putea atinge niciunul. Și mânge așa mic îl făcă rău. Mici îl făcă rău. Du-te, mă. Ma, e străin. Și plus că nu, ai observat, nu-i rasa asta. E lipițan. N-are nimic, că nu. Ei nu cred că bagă ei asta. Da, pisteți să mă duc să iau pe de 14 ani, pe asta ai mai filmat-o. Așa? Că pe tăția ai filmat-o, în afară de aia și mânzul ăla. Nu. Asta... Aici e pe ale voastre? Are doi mânji, ambii din Bruna lui Sile. Așa? Îl salutăm pe tăția care fie pe el. Îl salutăm pe Sile, de rințănătate. Aia a fost să-l aștept la mine, oricând. Foarte. Vrea să vină să vadă mânjii, că n-au fost de când... Pe ăla l-au văzut, pe asta n-au văzut, așa zic. Aha. Nu. Lasă că le vedeți și în film. Ăla e mâns de un an și 4 luni. Face în 25. Care? Ce mânca acum de jos? De capăt? Hărmăsar. Așa? Mâns, hărmăsar. Și asta e mânză, asta a făcut al alter 3 luni de zile. Așa. Să o trag să vezi la bine. 3 luni are. Nu. Aia după câte am observat, eu o să iasă ca și comele o să le aibă, ca și Bruno. Care? Asta. Asta ce nume ai pus ei? Iar nume e Barbie. Și asta mai găsa. Asta, Găscuța. Găscuța? Asta e filmată când s-a născut, la 9 zile. Așa, așa. Adică când a avut 9 zile. Era mică, mică. Da. Chiar m-a întrebat un băiat pe internet, că am pus poză pe cai din România. Cu ea? Că ea e aia care a filmat la 9 zile, atunci am primit pe ăla. Te-a întrebat? Da, unul, nu știu, unul s-a și pe el, Cătărus, nu-l cunosc, dar... E, și-a adus aminte băiatul. Cătărus e un prietenul meu din Florești. Da. Are, el se ocupă cu câini, a avut și el ponei, da. Și cai, mai chiar de mult. Întrebă, el m-a întrebat, de anul să... Înseamnă că se uită cu atenție, da, la filmări. Ce să faci? Asta-i. Ăsta o să urmează să-l punem la căruță. Care? La gelaj. Care? Asta. Când? Prin primăvară. Aha. Acum încă e... Mai aveți răsura, așa-i? Da. Numai că n-am mai folosit de atunci când ai filmat tu. Nu? Când am avut acest eveniment. Mi-a plăcut de taică tu, că să urcăm acolo pe colină, așa... Uite, acolo sus. Pe acolo? Partea aia. A? Ăla se numește Dealul Boboșchert. Așa. Acolo în fiecare an se face Cristi ceva sărbătoare de asta, se face foc de la mare de tabără. Așa. Da, și vin oamenii, se face ceaun. Super tare. Vreau să vin și o tura viitoare când se face. La anul, în ianuarie când se face. Așa e, pe frig se face. Pe frig. Hai, păi trebuie să face. Aduce fiecare de acasă, nu. Dar trebuie făcut un foc puternic, mămule, să nu ne da, fie frig. Da, se face foc mare, Cristi. Stăm acolo la foc fain? Păi normal. Deci e super. Așa. Aici frumos și tăi cai. Da. Cai românești. Asta ne l-a dat mie și la Cristina, la soție, socru, când l-a născut. Așa. Maică-sa, nu? Pe care? Pe ăla. Pe ăla mică, așa-i? Și ăla nu-i de data, așa-i? Eu promis-o la fetiță. La cea mică, așa-i? Cea mică. Deci cea mică va fi mânza ei, așa-i? Da. Și asta, la alte s-a lăsat cu iepele. Așa, cu care vă gospodăriți la fermă, așa-i? Exact, la pădure, la ce trebuie. Ce mai aveți pe la fermă? Ceva avem băcuțe? Avem băcuțele, uite-le, în spate, în partea în spate? Lasă da, le vedem. Avem patru băcuțe. Le vedem când ăsta. Da, tu mergem acolo. Struții mai ai? Nu, i-am... E dat? Cum e cu struții? Greu, așa-i? Ce le de mâncare? Păi mâncau de asta, tărâță, făină, lucernă, cocinată. Ce te-ai gândit, că mai bine ții găini? A fost așa de hobby. Așa să vezi cum e? Exact. Am înțeles. Mai avem oi, alea poți să le fermezi la iarnă. Că... Câte oi ți-ai acum? Vreo 20. Le-ai dat în turmă? Eu am fost al lui Socu, s-a mai cumpărat anul ăsta ceva. No, avem vreo 20 și ceva de oi. E, și le-ai dat în turmă? Da, da, da. La eclozel. La eclozel? În ce turmă are omul acolo? Cât de mare? 300-400 de oi. Și, nu este mare. Și vă primiți câte ceva de la cioban sau cum? Caș urdă telemea. Caș urdă jântuială. Deci primiți așa și da. Din... Deci îți faci un calcul și îți dai cât îți vine pan. Bine, că trebuie să și plătești pentru ele, că da. Aha. Dai treabă bună treabă de altfel, bună, bineînțeles. A? Da. Să-i dau un pic, să-i filmezi așa mai... Ia. Aici, dacă se apropie de mașină, poți să le iei vreți. Când le aduc mâncare, cum ai văzut cu găleata, tăți vin în cauțe. Aha. Nu există. Le aduci în fiecare zile, da, așa-i? Da. Am oprit porță mai mică, normal nu-i indicat să dea așa mult. Da, da. Du-le încolo.
Așa, așa. Dar acum dacă le-ai pus aici de mâncare, nu prea mai. Stai că o leg și pe aia la altă și să se vadă mai. Nu, Cristi, asta sperai că la pădure. Chiar și era am fost. Ai fost ieri la pădure? Da. Și acolo deasupra de eclozel. Am înțeles. Să merge cu bon frumos, și ai? Da. Bă, ăsta mai suge de la apă, ăsta, mare. Da. Îi gestanță apa? Asta nu. Aia la care mai suge. La asta? Că acum a vrut să nu, sugă nu, de la aia altă. Asta e gestanță. Mă, ăsta nii a vrut să sugă de la aia. E. Îi mânzul ei? Îi mânzul ei de anul trecut. Ăsta l-ai filmat. Da. Când ai fost încă prima dată la mine. La așa, noi. Așa. Și asta la altă-i soră. Bine, mă, dar ăsta mare mai suge de la apă? Da. Sugă amândoi? Da. Bă, ăsta e nebun, nebun. Ăsta e Doamne iartă. Ce se faci, Criste, că dacă îl duci în altă parte nu stă. Am vrut să legăm în pripon. Dacă legi, îl găsești peste două ori răspunzurat, că nu se știe în pripon. În gras îl ții. Nu. Nu, calul normal, părerea mea, în gras. Bine, dacă îl ții. Dă-i încolo pe amândoi și pe amândoi și aliniază-le. Vispuța. Aha. O vine la mine. Tra, du-le, 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 du-le mai încolo, ca pe vin tăți. Cred că. Iancule. Hai, Iancule, hai. Aici avem patru băcuțe, Cristi, două dintre ele sunt gestante, aia din față și asta, trebuie să fete luna asta și una luna viitoare și una cred că... Deci și asta ți-e gestată, zici da. Că... Asta trebuie să fete luna asta, așa. Aia care acolo da. Și aia din față. Și aia din da. Față mai deschisă la culoare? Da. Și astea două, astea încă le mulgem la ora actuală. Da? Astea numai la anul fata. Ce cantitate de lapte îți dau astea acum la ora actuală? Cristi, aia alb cu negru... 22-23 pe zi. Așa. Și asta cam tot acolo. Deci undeva, cam la egalitate. Undeva la 50 de litri da. De lapte. Diferența aveți e când în față. Casă. Atunci aia dă mai mult din față și asta am mai puțin, cu un litru 2. Ce, și ce faceți cu laptele voi? Laptele are stocuri abonați prin sat pe aici. Așa. Sunt care le duc acasă, care le duce laptele acasă, sunt care vin. La noi și duc. Și vă rămâne să face și câte face o brânzică? Telemea, face... Face? Da. Super. Păi și de-aia are muzică, și la telemea. Super. Astea-s văcuțele. Au aici pășunii cât se vede, de acolo de acasă până acolo aici. Acolo pe deal văd niște văcuțe. Da, aia e pe altcineva acolo. Da, fain deal are omul acolo. Da. Aici cam majoritatea un gard electric. Rar care vezi că e. Nu e un pic mai arid acolo locul în spatele omul ăla? Ba da, e mai... Mai secetos, mai așa? Mai secetos, așa. Aha. Tu aici pe pășunea ta ai numai cai care ai, care i-am filmat acum și văcuțele astea, așa-i? Atâta. Ce suprafață ai aici? Nu știu ce este. Socru știe. Câteva hectare, așa-i? Câteva hectare. Nu, las nu știu cum. Nu e rău. Eu nu mă pricep cu treburile astea. Da, da, nu. No. Eu zic că e destul de mult pentru câte animale sunt. Și ar mai putea fi încă. E destul de bine. Păi, normal. Acolo acasă au apă, este aici un pârâu. Ele merg la pârâu singure, așa-i? Da. Și cai la fel, a? Normal. Numai acum părâiul nu este apă. E mai secetos acum? Da, mai secetos.
Au acolo acasă, vană cu apă. Vin acasă? Da. Dacă nu au apă în râu, vin acasă? Normal. Deci ele știu că vin acasă, beau apă. Da. Și când doresc ele vin, așa-i? Normal. Tot timpul vana e plină cu apă. Uh-huh. Când se golește, o alimentăm. Da. Deci, nu e problemă. Mâncare au aici. Am un nou, mai slăbuț, că deja e toamnă. Da. Noaptea le băgați înăuntru, așa-i? Aici. Ha? Cu cai, și cai, și vacile ce rămân. Uh-huh. Numai chiar seara le ducem pe la două, din mijloc, la mulți. Așa, așa. Seara și dimineața. Mai, sunt, tot mai aveți cai aici pe bântuie, da. Cândva de mult erau cai mulți, ha? Sunt, care au acolo în părțile alea, în partea aia după costă, în sal mai au. Nu. Am văzut că se lucre acolo la, vă face un teren de fotbal pe târg. O să jucați fotbal? E numai sintetic acolo făcut. E, veți juca fotbal acolo? Era deja s-o juca pe fotbal. Ha? Da. Caii o să vă mai lase cu ei pe nu, târg. Asta. Ha? Asta nu știu, Cristi. Zic că, eu zic că primarul totuși ar trebui să vadă ce astea au oamenii. Ce dorințe au oamenii? Normal, un târg totdeauna ar fi. Na. Să fie un târg, să poate... Să sperăm, că în două, trei luni, să... Na. Să poată omul să-și ducă acolo, normal, să-și cumpere o chestie, să-și vândă. Ar fi super. Na. Asta-s că situația. Nici în fața porții nu le poți vinde, nu? Păi, normal. Sunt care au clienți, sunt care nu au. A, dar așa în târg vinzi orice. Așa. Că acolo vin o grămadă și... Poate că pentru unii e o aberație ca să fie un târg și oamenii să-și poată... mai ales aici în munțile, nu. Cum? Ce să fie aberație. Nu. A, pentru cei mari. A, păi e normal că pentru aia mari. După ei să nu fie nici animale deloc. Așa, așa. Așa e, Crist, ăsta e adevărul. Nu susțin, dacă nu susțin fermierii și astea, vezi și cu... Cum a fost cu pandemia. Trebuie să-și facă bieți oameni foi de drum singur. Și am mărspărit pe tela lor, nu mărspăr. Las că bine că ne-am putut face foi, mă, că dacă treia să luăm foile de undeva, eu m-am gândit, mă, dar de unde-și se roxează oamenii foi? Stai că, care a fost la țară, în sat de s-a uitat de lume, ce-a făcut? Nu a făcut niciun bilet, s-a dus omul până în sat să bea o bere, numai că s-a închis... Nu umblă poliția, aia e chestia, nu prea umblat, cred că. Li s-a închis barul, știi? Pe care n-au puterea să normal. Mă, oarecum i-o băga pe ăștia consumatori. Ăștia săraci, cred că când s-au închis barurile, au fost cei mai supărați. Eu așa se crezi, din nou, care ăștia se desigură. Supărarea când îți vine, ce faci, oare? Apeam o mărșesc ăla de la magazin, o bere, da? Și am dat acasă. Așa, au avut de ales? Nu. Da. Da. Și la mine sunt oameni din SEO, barul încă închis la ora actuală, pentru că nu are terasă. E, de acum, pentru... Sunt Oana. Sunt Oana cu mâna țagă. E, deci pe chestia cu pandemia, așa-i? Exact. Dacă n-au terasă, înăuntru n-au voie. Și nu-și face omul terasă? Ce-o zis? Nu știu, Criste, că n-au mai... Mi-a zis prieten, că n-a fost pe acolo, că n-au. Nu-i deschis, că n-are terasă. Pe. Am înțeles. Că-și face, că nu... El știe numai. Da. Nu. Este un bar acolo, mai încolo, tot în Sunt Oana, dar acum ești către țagă. Ăla e deschis. Nu. Locuri frumoase pe acolo, m-am circulat pe acolo. Da. Marius, zic eu îți mulțumesc tare frumos. Vezi că e o albine, să nu muște pe cea mică. Stai. Nu, Dania. Du-te-a. Eu, mamă. Așa. Marius, îți doresc multă sănătate. Îți mulțumesc, Cristi, că ai venit pe la mine. Așa. Mi-am făcut un pic de timp, bineînțeles că... Îți mulțumesc tare frumos că ți-ai făcut un pic de timp. Da. Mi-am făcut și eu repede, am ajuns... Da. Cum ai putut, Inițial am ajuns la tine pe când... Important că ai venit. Auzi. Este cel mai important. Inițial eu am ajuns la tine pe când tu trebuia să pleci la lucru. Nu e problemă, că am rezolvat și no. Să fie bine. Marius, îți doresc multă sănătate. Mulțumesc, Cristi, la fel. Salutăm și pe domnul Pelu. Aici pe soția ta, pe doamna Cristina, pe micuța voastră prințesă, le salutăm și pe dânsele, pe ele. Să aveți viață bună. Mulțumesc, Cristi. Și ne vedem până în expoziție. Și te mai așteptăm pe la noi, când poți să fii bineînțeles și ai timp. Da, vă mulțumesc tare frumos. Să ne mai venim cu bine pe la expoziții, pe la... Nu. Timp este, nu mai trebuie... Să sperăm că poate deschide și aici târgul, așa sau ăsta, că deschide în 2-3 luni, s-ar putea, nu zic. Cine a zis? Cea primarul. Ea, acum că e de alegeri? Păi după, în 2-3 luni. Când se atent. Când se finalizează, nu știi. Eu așa zice. Cum a zis președintele atunci, odată un de asta? Să sperăm că... Știi cum a zis? Stați în case! Nu, acum de alegeri. Stați în case!
Nică nu au zis nu ieșesc deloc afară. Da,